Creșterea ovinelor reprezintă o tradiție multiseculară, fiind activitatea de bază a unui însemnat număr de crescători de animale. Această specie oferă activități tradiționale privind prelucrarea unor produse din lapte, carne, lână, cu un pronunțat caracter specific local sau regional. Până la apropierea Paștelui, când toți ciobanii pregătesc miei pentru vânzare, oile sunt îngrijite cu atenție pentru a da mai mult lapte. Să fii cioban nu este o meserie deloc ușoară, înseamnă multă muncă, dedicație și mai ales pasiune pentru ceea ce faci. Petre este un cioban din satul mehedințean Crivina, comuna Burila Mare, care are în prezent peste 400 de ovine în turme. A pornit de la o oaie pe care a cumpărat-o și a ajuns ca acum să înregistreze și profit. Până aici însă drumul a fost lung și anevoios, dar cu voință orice se poate. Ciobanul îngrijește oile alături de soția și fiul său, fără a avea angajați, căci forța de muncă în acest domeniu cu greu se găsește. Acum pregătim oile fătate să le scoatem la câmp. Separăm mielul și ei să rămână la huroaie, oile vor merge la câmp și... Da, îi ținem ca și pe copiii mici. Le dăm să sugă din 4 în 4 ore. De ce nu merg și miei la cu? Deoarece depune efort foarte mare. Pentru cât merg 3-4 km până la pășune, se mai plimbă 3-4 după animale, se fac 7-8 km. Având în vedere că el stă la căldură, mănâncă huroaie și diferite furaje, e mai bine. La căldură stând și na, crește altfel, crește mai bine. Dacă n-ar necesita îngrijire, n-ar fi profituri frumoase. Și combinăm și plăcutul cu utilul. În ce constă această îngrijire? Îngrijirea constă somn puțin, multă muncă, pasiune, să-ți fie drag tot ceea ce faci. Cum îi îngrijim, practic, pe miei? Ce le dăm special, ce fac? Nimic mai special decât adăpost, mâncare bună, și lor cât și la mame. Și v-am zis, să pui dragoste în tot ceea ce faci. În ce constă această mâncare? Adică are ceva special față de ce mănâncă oile mature? La mielușei, da. Întrucât la miei dai huroaie pe săturate, ca să zic așa, furaje, având în vedere lucernă, ceea ce noi, eu cel puțin stau cam rău cu lucerna, deoarece asta e pe zona în care nu prea se prinde, greu se prinde. Am mai cumpărat, am mai făcut și eu cu ajutorul lui Dumnezeu. Am făcut, le dau lucernă la mielușii pe săturate. Hrana este foarte importantă pentru ca oile să arate bine și mai mult decât atât să dea lapte mult, atât de necesar în producerea brânzeturilor. Asta e o oaie cumpărată tot de pe la Hațic. Chiar din Hațic. Ea a fost de 3. Am oprit-o aceste două miele pentru că vreau să prind luna. Dar este ca și rasă extraordinară. Uitați și dumneavoastră. Și nu este să zici că are probleme pe la țeță să-l uitați cum iese laptele. Dar nu pot doi mei să facă față la subt, la cât lapte are. Deci n-are probleme la țeță să zică cineva, bă, oaia ta are probleme la țeță, uitați. Ambele, cu lapte. Dar sunt foarte productive și nu numai asta, mai multe. Cum faceți să aibă mai mult laptele oile? Ce secret ar fi? Mai mult lapte, mai mult întreținere, v-am zis. De la întreținere devin toate. Mâncare bună, întreținere bună, păscute bine la câmp. Nu huroaie, boabe, grăunțe, date cât mai multe la animale, pesăturate. Cine poate și spune, eu nu prea pot așa, de ce să spun că pot, domne, să le dau, să țin eu 400 și ceva de oi, cum ține un om de rând 20 acasă. Niciodată, niciun cioban nu poate să țină așa ceva. Dar ca rasă, ăștia sunt foarte productive. Deci boabele sunt secretul, să zic așa, mâncarea bună. Da, 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 boabe la greu. Boabe, mazăre, ce are om acolo? Cum valorificați dumneavoastră laptele de la oi? Laptele le valorificăm producându-l în casă. În casă, în telemea. Indiferent de tipul și cantitatea de hrană, pe perioada în care oile dau naștere miilor, laptele este mult mai puțin și nu ajunge pentru a fi vândut sau materializat în brânzeturi. Aici avem o oaie cu câte 2 mii. Nu fac mii, nu poate să sugă totul, ceea ce le mai slăbim la uger. Așa se vorbește în termeni. Nu știu dacă se vede, uitați uger. Oaie cu 2 mii. Hop, 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 fată. Uitați. Oaie cu 2 mii. Ridic-o în picioare. Pentru că dacă nu o slăbim la uger,
ea se strigă la țiță. Laptele ăsta îl dăm pe la purcei, pe la căței, pe la... Și teoretic așa s-ar cam mulge la oaie, nici așa. Da, da, asta este. Înțelegeți situația. Aici este sectorul de oi cu câte doi. Le ținem în jur de 7-8 zile, după care le băgăm în celelalte. În perioada în care au miei, nu este bine să folosim laptele? Nu că nu este bine, nu se poate folosi laptele pentru că este puțin. Ce să sugă mielul ăla, ce să mulci tu. Și n-ai ce să faci. Trebuie să, ca să se facă măr, trebuie să sugă. Și am luat undeva la 50 de grame, 100 de grame, cred că, de lapte la oaie cu 2000. Iarba și fânul alcătuiesc majoritatea dietei pentru aceste animale. Oile mănâncă în mod natural plante de pășune, cum ar fi iarba și trifoii. Însă, pentru ca animalele să fie zdravene, este nevoie de hrană suplimentară. Asta este furajul pentru animale. Această șiră este numai de lucernă, ce v-am zis. Ce am cumpărat? Nu este iarbă, nu este altceva decât lucernă. Eu știu că era bine, uitați cât e de măruntă, asta o iau oaia cu tot în gură, o mănâncă, nu se mai pierde. De aici poate să trag mai bine, da. Uitați, eu știu că ar fi bun un hangar mare, dar nu este putere financiară, pentru că se face atâtea. Dar ne chinuim și noi, ce să mai. Acoperite cu folie, cu prelate, cu ce putem. Însă ovinele care dau naștere la miei necesită mai multă hrană. În primele zile după naștere sunt hrănite exclusiv de ciobani, căci trebuie să își îngrijească puii. După câteva zile, acestea pot fi trimise la păscut, însă primesc din partea îngrijitorilor alimentație suplimentară pentru a avea în acest fel lapte să își hrănească puii. Numai oile fătate, da. Au mâncat și cele sterpe, dar alea au mâncat mai de dimineață și au plecat la câmp. Nu puteam să stăm până la ora asta. Aici le dăm diferite bucate, adică ce are om acolo, grâu, porumb, secară, mă rog. Dar asta este, v-am zis, lucrarea, ideea mea. Miei închiși, oile mănâncă acum bucate, după care pleacă la câmp, vin de seară pe la 3 la 4 și dăm mielușii la ele, îi mai lăsăm mielușii vreo 2-3 ore cu ele pe câmp să mai... se joace și ei altfel, să mai ia și o gură de iarbă și acum ele vor pleca la câmp. În adăposturi, miei primesc hrană uscată formată din furaje, iar când se întorc oile de la păscut, puii au parte și de lapte. Cum punem huroaiele pentru mielușei, o să le vină și apița. Așa. Nu le punem prea multe pentru că ei încă sunt mititei. Așa, bun, mai jos ăsta. În fața acolo mai sunt huroaie. Așa că le mai pun și acolo un pic. Mai mult decât atât, pentru a nu le lipsi mișcarea, acest cioban a instalat câteva dispozitive unde miei se pot juca între ei. Totul deoarece aceștia sunt asimilați, după cum ne spune mehedințeanul, unor copii, iar copiii au nevoie de joc și metode de petrecere a timpului într-un mod plăcut. Să se joace mielușei, precum copiii la grădiniță. Se joacă în cauciuc, fac tumbe. De regulă, fătările au loc în saivan sau chiar la pășune, dar oile gestante trebuie supravegheate permanent ziua și periodic noaptea, cel puțin din 3 în 3 ore. În efectivele mai mari, oile cu 2000 vor fi introduse în boxe individuale, fie în maternitate, fie în saivan, unde stau între 3 și 7 zile în funcție de frecvența fătărilor. Îi ținem separați pentru că până când prind și putere 2-3 zile, ca să poată să se țină, să nu-i calce ceilalți în picioare. Un miel fătat de ieri. O mieluță. Mieluță, da. Și trebuie să stea lângă mama lui. Da, și trebuie să stea lângă mama lui vreo 2-3 zile. Și apoi le dăm... Apoi le împreunăm în celelalte. Le ținem separate câteva zile, după care a prins și el putere, îi băgăm la grupa mare, ca să zic așa. Uitați la golanii ăștia care mănâncă huroaie. În momentul de față, cred că am 170. Și mai urmează să mai vină vreo 120-150, cât să o vrea Dumnezeu. Sunt suficienți pentru cererea de pe piață? Da, sunt, nu am numai eu 300-400 de oi. Sunt mulți colegi de mei care au și ei la fel, 300-400, 500, 800-1000 și pe județul Mehedinți. Dar eu aș fi de bun acord să nu se mai care cu tirurile. Adică fermierul este bine, că de la tir dă 100-200 de mii și a luat banul, l-a băgat la buzunar. Dar tot atât de bine ar fi dacă ne-ar ajuta statul într-o anumită modalitate, întrucât să zică, băi nene, îți iau miei, ai și tu facilitățile tale, nu mai umbli să faci atâtea acte,
Ar fi multe, multe, dar având în vedere că conducerea noastră este așa cum e. Adică o debirocratizare, înțeleg, de la dumneavoastră, da, că v-ați dori să aveți acces mai rapid către client, cum ar veni, către cumpărător. Da, și asta ar fi una dintre situații, dar ce să mai, omul de rând trebuie să mănânce ceva sănătos, să mănânce de la el din țară. Nu să mănânce tot de afară, tot de afară. De asemenea, ciobanii știu bine că pentru a-și proteja turmele de prădători, câinii sunt un aspect esențial în această meserie. Sunt practic ajutoare de nădejde, fără de care stânile nu ar supraviețui. Asta este un câine de Asia Central. Este foarte bun de pază, nu e atât de rău de oameni, dar este foarte bun de pază. Nu mușcă fără frică. Acolo, iar la fel am niște câini, nu știu, zis, de Bucovina, de ce ori fi, nu știu, dar sunt buni de pază. Dacă n-ar fi acești câini animale, noi n-am putea să ținem animale. Pentru că șacalii intră și nubor, ferește acolo. Intră șacalii peste noi nubor. La toți ciobanii, deci toți au câini, toți au... Dacă nu sunt câini de pază, nu poți să ții animale. Cam câți câini de pază aveți pentru turmele de oi? Păi la o turmă de vreo 500 de oi cu capre, cu tot am undeva la 20 de câini. De obicei, oile trăiesc între 6 și 14 ani. Când sunt bine îngrijite, pot ajunge și la 20 de ani. Iar una dintre caracteristicile principale ale acestui tip de animale este faptul că sunt adaptabile la multe clime și sunt rezistente la frig.